nu mai fi supărată, nu te merită, atâta tot. Și tot ce a fost între noi nu mai contează, dispare așa într-o secundă. Da, pasiunea dispare într-o secundă, se diluează. Asta e adevărul, într-o căsnicie după aia rămân lucrurile importante, preocupările comune, prietenia dintre doi oameni, educația. Și crede-mă că nu vorbesc din cărți. Tată. Asta e un compliment. Știi cât îl admiri pe Negici? Pădruța cumpănește că noi doi avem o aventură. Avem o aventură. Că și asta e aventură, atunci ce să mă zic? Dacă te simți vinovată în vreun fel sau altul, că stai cu mine la masă, putem să încheiem acum și cu asta gata. N-am nici cea mai mică problemă. Vorbesc serios. Ia uite cum plânge. Avem un vin? Hai că nu-mi place să beau singur, că beți vin. Puțin. Da? Puțin, atâta. Ah, bună! Bună, Pădruț! Da, unde-i toată lumea? Sunt la domnul Luciano, e o petrecere. Da. Dar tu de ce nu ești acolo? Păi eu nu prea pot să dansez, mă cam încurcă picioarele. Mă bucur că ai simțit umorul. Pădruț, vreau să te rog ceva. O să mă ajuți? E vorba despre Smeralda. Da. Nici nu știu cum să spun. Poți să o consulți? Da. Dar ce, se simte rău? Da. Aș vrea să te uiți un pic la ea. Bine. Hai că mă duc să o adun. Nu, lasă, mă duc eu și așa trebuie să-mi iau trusa din mașină. Mulțumesc. Îți place petrecerea? Văd că tu te distrezi, nu mai poți. Nu lângă mine, că mi-e frig. Și mai ți-e frică să nu ne părăsească regina? Acum, pe bune, chiar ai fost cu ea, mă? Ai fost băgat pe ea? Dar de când e asta treaba ta? Auzi? Mă gândeam la ce ai zis aseară. Și? Nu zici și tu nimică? Adică ce să zic? Nu știu, să-mi zici că mă iubești. Că altfel nu stăteai tu la pupat. Acum, pe bune, Cosmine, noi putem să fim foarte fericiți, dar trebuie să dăm, să-l găsim pe Don Tito, ca să ne ajute. Păi și cu ce să ne ajute Don Tito? Nu vă deranjați, că nu mă interesează. Stai liniștită. Hai că nu mai durează mult. Da, eu sunt sănătoasă. De ce m-ai adus aici? Da, știu că ești. N-ai spus tu că te doare burtica. Codrus poate să te ajute. Îți dă o pastilă. Da, te doare burtica, ia. Să-mi zici unde te doare, da? Ce-ai? Mama zice că n-am 12. Ție când ți-a venit totul? Medalioane, te rog. Spune la nimeni de rușinea mea, te rog. O să mă omoare cu pietre, o să mă dea la pensă, mă rupă, te rog.
Bă, dar dacă mă mai calcă asta mult pe bătături, să vezi dacă nu-i dragul de ochi, dar nu mai știe cum o cheamă. Lasă-o în pace. Dracu să fie ea. E inofensivă. E pe dracu. Zici și tu cum facem noi. Cum facem cu ce? Cum facem să-l găsim pe Don Tito? Bă, cu tine vorbesc, tu mă auzi? Hă? Da, scuze. Mă întrebam ce face Regina. Bă, dar mai lasă-o dracu de zdreanță, de când te interesează pe tine asta? Lasă-o dracu, că nu s-a spânzurat. Nu. Ce s-a întâmplat? Mă și sperie, e ceva grav. Ce s-a întâmplat? Ce are? E însărcinată. Cum? E însărcinată. Nu știu, nu sunt 100% sigur. O să trebuiască să-i facem o ecografie, niște analize, dar... crede-mă, e însărcinată. Codruț, dar cum să fie însărcinată? E un copil! Înseamnă, ce e de făcut? O să vorbim cu ai mei, o să vorbim și cu părinții ei, să vedem cine-i tatăl, cine... Cine poate să fie tatăl? De unde vrei să știu? Ai mai fiți timis că am o tavă întreagă de plăcinte acolo. Nu, dar nu, sunt foarte bune pentru că mătușa mea făcea exact la fel. Da, da, de când s-a mutat la sora mea în Germania. Am rămas cu Maricica, servitoarea, care ne face în fiecare zi poale în brâu. Care sunt, apropo, foarte bune, că a ieșit la serviciu și a mâncat. De ce îți pare? Îmi pare bine, copii, că sunteți veseli și n-aveți nicio grijă. Acum... de curând, la mine acasă, e așa o atmosferă zen. Adică... Vine din casă la ea, toată lumea levitează. Vreau să zic că toată lumea are o atitudine pacifistă. Lasă-mă în pace. Da. Acum, de când a plecat Florii, și cred că am scăpat și de Codruț. Codruț e bărbatul surorii mele, Irina. Aha. Apropo de Flori, am uitat să spun. A venit azi la birou și era deghizată în profesoară. What? Cât vine să crezi? De ce? Flori era deghizată în profesoară? Da. În profesoară? Ce te mirează? De ce? Ce preda istoria artelor sexy? Nu. Deci, și ce ai făcut? Ai chemat paza? Nu, am găsit o metodă mai elegantă. Bine să cred. Flori e... vă uitați la televizor? Așa. Da. Și vedeți acolo fete din alea așa îmbrăcate sumar și cu toguri și cam dezbrăcate, nu îmbrăcate. Da, mă rog, care n-au... au doi neuroni. Da. Flori e genul ăla de persoană și închipuiți-vă o fată de genul ăla îmbrăcată, deci nu știu, numai conceptul ei. E foarte amuzant. A, deci, sper că i-ai spus că tata nu o să mai ierte never, ever, 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 ever. Și asta never, ever, ever, never. Adică nu o să mai ierte niciodată, 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 niciodată. Sofia, până când să te învăț? Iartă-mă, la plăcinte sunt înainte, la engleză oarnă. În caz, uite câte au rămas aici și câte mai am încăutat. Doamne, dar nu mai pot. Auzi, e sigur că ai masa lui Gigi Dumbrava? Sigur, domnișoară. Sunteți foarte frumos. Da, mulțumesc. Mai aduc ceva? O vodcă dublă cu lămâie. Și te rog frumos, anunță-mă și pe mine când vine tu.
Cu siguranță. Ce, mă, ce te uiți așa la mine? Poți să pleci. Desigur, domnișoară. Bună seara, domnule Dumbrava. Bine ați venit? Bună seara. Da. Mă rog, mă rog. Da, trebuie. Haideți. Nu, 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 mersi. Imediat vă aduc și meniu. Așa. Ai îngrozit tot ce mi-ai spus. Să poate. Da. Dacă nu ești acolo să văd cine ești, să știi că o să țip. Nu te sperie. Nu vreau să-ți fac rău. Hai, 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 stai. Vreau doar să vorbim. Vreau să vorbim despre familia ta, despre părinții și despre bunicul tău. Nu mă interesează părinții mei. Și cum nu mă interesează părinții mei, nu mă interesează nici bunicul meu. Mamă, Cosmina, ia-mă și pe mine puțin în brațe, că mi-e frig, nu mai pot. Roza, și tu în casă, că vin și mai târziu, da? Hai, da, vii. Da, vin, promit. Dacă am fost clar, adică parcă s-a... Da. Am fost vulgar. E adevărat că mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc cu limbajul polițiștilor, dar m-am vaccinat între timp. Da, polițiștii vorbesc așa cam porcos, cam... S-ar putea să fie o deformație profesională. Îți dai seama, eram foarte... Nu știu. Foarte tânără și îl aud pe unul într-un proces că spune... S-a dat drumul la violuri. S-a spart conducta cu fetițe. Primăvara, violurile se dublează și asta datorită faptului că fetele ies mai dezbrăcate pe stradă, fustițe scurte, nu știu ce, și asta îi provoacă pe derbedei. Asta e de la paltoane. Da, de la paltoane. După ce trece iarna și apar fustițele, normal că ochii văd, inima cere și bietul violator. Ce să facă? Gigi! Stai că... E apărarea, se poate. Nu iau apărarea violator. Dă-i dracului că nu vorbesc de violator. Da. Tu ești un gentleman. Gestul tău cu trandafirii, dar mai ales cu bilețelul, m-au emoționat până la lacrimi. Mă, că mă simt obligat să-ți fac o mărturisire. Gestul meu cu trandafirii, eu l-am cerut, dar l-a făcut Fefe. Adică ea s-a ocupat, am rugat-o să se ocupe ea personal. Tu, ce crezi, că eu nu mi-am dat seama? Era un catren de Omar Khayyam, iar continuarea cred că era așa. Ia cupa și te așează sub luna de cleștar, căci mâine poate luna te va căta în zadar. Omar Khayyam. Fefe, ce un... Da, lasă că e bine. S-ar putea să ajungă să fie ajuns deja să țină la tine înainte să te cunoască. E foarte bine. Semăn cumva cu soția ta? N-am înțeles. Nu, mă refer la soția asta de 24 de ore. Cum o cheamă? Flori o cheamă. Doamna judecător, ți-ai făcut foarte bine temele în ceea ce mă privește. Băi, ce faci, mă, nenorocitule? Vino în coace. Regina, te-ai în casă. Du-te că-i spar capul. Du-te, Regina, că-l omor. Du-te! Bă, spar capul, băi! Du-te, mă, în casă, Regina! Fugi! Ce faci, mă? Ce cauți aici? Trebuie să vorbesc cu ea. Are dreptul să știe tot. Tu nu înțelegi că asta nu e fata pe care o cauți. Ne faci și nouă probleme și îți faci și ție. Asta e însărcinată.
Nu e normal ca fetele de 12 ani să mai rămână în când în când însărcinate aici în șatră. Nu mai întâmplă, dar... Ce mă îngrijorează pe mine e că ea nu e căsătorită. Și nu cred că Roosevelt ar face chestia asta. El vrea să căsătorească cu... Mă rog, după tradiții, să joace cerceaful la nuntă, să... Nu e... Crezi că a fost violată? Tot ce se poate. Dar dacă a fost violată, o să iasă scandal mare. Doamne Dumnezeu, nu pot să cred. Acum îmi dau seama de ce se purta ea atât de ciudat în ultimul timp. Nu pot să cred. Trebuie să-i anunță și pe ai mei. Asta e. Să vă țin un concursul de final. Fă de... Dă singla aia. Ioa! 1, 2, 3, 4. Eu acum vă mulțumesc, eu că... Ca să-i mulțumim lui Dodo Ceianu, că mi-a făcut onoarea ca să l-am făcut eu naș. La copilul meu, că dacă nu-i băiat, o ia mama dracului. De. Așa, acum, dragi mei țigani mei, în Hristos și el din mamilor voastre, ca niște buni vecini, mă-și acasă! Hai, mă-și acasă, mă-și acasă, toți! Să ne luăm rămas bun de la tot! Cam o să Oh, dar vă mă cinzeze! Opa! Oh, iau, mai dă capul meu, cum îl iau! Hai că mergi! Hai, dai dracu de ochelare! Stai nițel așa să te pun mai bine! Așa! Salut, salut! Ce vrei, bă? Ia mâna de pe mine, bă, că mi-ai băut seama de la mort, bă! Haide, bă, să te conduc la ușă, bă! Ce, bă, că știu și eu mă descurc eu și eu pe aici pe ișadă! Lasă că trebuie să mă asigur că nu rămâi aici în ișa, haide, haide! Bă, ți s-a urcat feliculina aia la capă, mai... Așa și? A luat o răzna, bă, pe aici de trebile tale! Ai luat acolo și-a lăsat aici, sus, ție și... Hai să dacă nu, bă, îți bat un cap în gura. Hai, fără, că ne certăm, fără, dar ce ne-am văzut, dă, ia treci tu, fa. Hai, nu pot eu să dorm din cap, să mă lăsă. Hai, bă, să te aduc perlă. Obioză, să nu fie întuneric. El e... Laptus. Paralamă de copil. Ruptus. Mai încet. Longevivră. Iar inima... Iar...
Ai avut un an foarte greu. Nu e adevărat. Am avut un an îngrozitor, cel mai greu an din viața mea. Mai greu nu se poate. Mi-am pierdut fata, adică am scăpat-o din mână, mi s-a pus echestru pe toată averea mea. Și apoi mi-am pierdut inima. Păi, ce vrei mai greu? Dar tu nu știi cum se spune? Ce nu te omoară, te întărește, nu? Parcă așa se zice. Da, așa e. Păi a intrat totul în normalitate. Totul? Da. Da. Uite, am o nouă perspectivă în viață. Fetița mea este recuperată. De lângă mine, sper, pentru totdeauna. Cu firma m-a auzit că îți merge foarte bine. Așa se vorbește prin oraș, că ești din nou pe caimă. Mm-hmm. Dar cu fetița care e problema? Că nu știu. A făcut o alegere greșită. Își pierduse capul. Își pierduse... Acum e bine tot. E bine. Ești un tată foarte bun, nu? E, dacă e așa, atunci uite ce îți propun eu. O destrăbălare culinară. Alu. Tort de ciocolată. Nu. Contra siluetei. E singurul lucru care mi-l pot permite, te rog. Îți cheamă, Abii. O să aduci un tort, dar cheamă acum piani. Da, imediat. Hei, îmi pregătești altă surpriză? Bună seara. E loc. E un student la conservator. Câștigă și el un ban. Ce vrei? În România arta coboară și prin locale. Dar e bine și așa. Te rog,